bucată de timp în societatea noastră a fost o susținere substanțială, peste 65% uneori, a ideii de integrare europeană. Însă, din momentul când la guvernare a venit Alianța pentru Integrare Europeană, din momentul când mai multă lume a înțeles că integrarea europeană nu poate fi realizată peste noapte, dar presupune o muncă asiduă la noi acasă aici, din momentul când a fost aruncată în joc ideea Uniunii Euroasiatice și Uniunii Vamale, se observă o eroziune a ideii, acestei idei de integrare europeană. Și aici nu în sens cel că îl contrazic pe domnul președinte, dar pentru ca ideea de integrare europeană să devină o idee națională, avem nevoie de mai multă responsabilitate din partea guvernării și de mai multă implicare din partea cetățenilor. Atunci, probabil, ea cu adevărat va deveni o idee națională. Europa ne oferă o paradigmă, un model. El se numește un model liberal-democrat de o economie capitalistă cât de cât civilizată. Se creează impresia că acest model este prea matur pentru Moldova, de simplu motiv că noi nu-l conștientizăm riscurile sau nu știm cum să-l construim. Iar pe de altă parte nu există alternative. Deci problema majoră este ca în mod conștient să aplicăm acest model de europenizare în Republica Moldova, înțelegând foarte bine și riscurile, în special la adresa identității noastre, iar unul din indiciile, cu totul nu este atât de simplu, este și această lege referitor la nediscriminarea anumitor minorități, care Europa este în anumit stadiu de dezvoltare, iar pentru noi preocupați de integritatea internă a țării, de anumite valori spirituale creștine, necesitatea de a consolida societatea în jurul acestor valori și a le transforma în virtuți, noi nu putem îmbrățișa sau accepta în mod atât de irresponsabil unele atitudini, abordări care vin din vest. Nu aș fi atât de categoric. Noi, în mod normal, trebuie să elaborăm modelul nostru, care pleacă de la felul nostru de a fi, de a înțelege lumea, de a ne conduce de anumite principii și în finală de a avea acest respect față de modul foarte individual de existență și dezvoltare a acestui popor din care facem parte.